Doamnelor, domnilor, alături de noi este Bianca Băjenaru, în vârstă de 17 ani, care deja predă șah unor copii din Ploiești. Bianca, bine ai venit alături de noi! Mulțumesc, Delia, mă bucur să fiu aici alături de tine. Te-am cunoscut la turneele de șah și am fost impresionată de faptul că de la o vârstă fragedă, când erai mai tânără decât acum și acum ai doar 17 ani, deja predai șah. Cum ai ajuns să te ocupi de predare? Așa este. Păi, încă de când eram mică, eu am beneficiat de programul șah în școală. Acolo l-am cunoscut pe domnul antrenor Constantin Țurlea, iar de acolo pe mai departe mi-am continuat oarecum cariera în șah, ca jucător de șah. Și câțiva ani mai târziu am decis că aș putea să fiu și eu, pentru anumiți elevi, pentru anumiți copii care aveau vârsta mea, așa cum a fost domnul profesor Constantin Țurlea pentru mine și restul profesorilor pe care i-am avut de-a lungul timpului. Așa că am decis să le predau șah copilor în măsura în care mă pricepeam și eu. Adică să învățăm multe, cum să gestioneze emoțiile și mai mult decât atât, ce înseamnă de fapt șahul. Pentru că pentru mine șahul nu au fost doar niște pătrățele alb-negru pe care muteam piesele, ci mi-au deschis foarte multe drumuri, atât în prietenii, cât și în autocunoaștere, cât și în dezvoltare personală, pot să zic. Și de aceea am ales să fac asta. Foarte frumos, Bianca. Eu aș spune că ar fi chiar indicat să avem mai mulți astfel de antrenori care să înceapă de tineri să predea șahul. Poate că s-ar conecta chiar mai bine cu elevii. Nu am văzut foarte multe exemple, de aceea spun, în România, de antrenori care să înceapă, nu știu cât aveai prima dată când ai predat... În jur de 12 ani. În jur de 12 ani. Da. Adică este ceva deosebit la 12 ani, dar acum dacă mă gândesc mai bine, chiar mi se pare o idee foarte bună. Copiii aceia interacționau mult mai ușor cu tine. Da, așa este, Delia. Am avut și eu la mine la club diferiți copii mai mari decât mine. De exemplu, aveam 10-11 ani și aveam colegi care aveau 16-17 ani, iar domnii profesorii mai rugau din când în când să ne arate ceva, să joace cu noi, să joace simultan cu noi. Și trebuie să recunosc, colaboram mult mai bine decât cu un domn profesor, pentru că era mai puțin formal, nu ți era atât de teamă să faci greșeli și era mult mai plăcut pentru tine ca un copil. Și vreau să-ți spun că în urmă cu 2 sau 3 săptămâni am fost împreună cu domnul Constantin Țurlea la Palatul Culturii din Ploiești să cunoaștem câțiva dintre părinții care erau interesați ca copiilor să urmeze mai departe cursuri de șah. Și cu toate că uimirea a fost mare când au văzut faptul că eu am 17 ani, cred că au simțit o oarecare bucurie și sper că așa a fost. Cu siguranță. Bineînțeles că și experiența antrenorilor care predau de ani de zile, de 10 de ani de zile, este utilă și așa este foarte binevenită, dar o astfel de experiență a șahiștilor să aibă, cum ai avut și tu, antrenori, sau pe o perioadă scurtă, să poți să înveți și de la cineva mai apropiat de vârsta ta, este un lucru extraordinar și te felicit pentru faptul că faci în continuare acest lucru la 17 ani. Sunt convinsă că ești ocupată și cu școala, nu? Așa este, da. Alte activități, da. Dar ai ales să continui să predai șah. Știu că vei fi implicată și în proiectul Șah în școală, care va continua începând cu noul an școlar. În ce fel te-ai gândit să te implici în continuare? Aș fi vrut în mare parte să predau șah copiilor. Din câte bine știți, proiectul Șah în școală se bazează majoritatea pe 2 manuale care sunt puse pentru a le preda elevilor lecții. Eu aș vrea să le predau copiilor, aș vrea să mă apropii de ei în felul în care s-au apropiat și domnii mei profesori de mine și așa mai departe. N-aș vrea să mă vadă neapărat ca pe o profesoară de șah. Nu la modul oficial. Nu la modul oficial, da. Dar la competițiile care au loc, aceste etape ale proiectului Șah în școală. Știu că te-ai mai implicat în diverse moduri, ai și arbitrat. Da, așa este. Am arbitrat recent, cred că în luna iunie, dacă nu mă înșel, și a fost o experiență frumoasă. M-am bucurat foarte mult pentru că parcul acela din Ploiești, în care s-a desfășurat competiția de șah, este un parc în care eu merg des cu prietenii și acum să văd
parcul umplut de mese și table de șah a fost ceva cu adevărat impresionant. Asta este, a fost o imagine deosebită. Să vedem acolo sute de copii care joacă șah în parc. Așa este. Asta s-a dorit, de fapt, prin proiectul acesta, din câte am înțeles, de la Vlad Ungureanu, care a demarat proiectul, să aducem șahul cât mai aproape de copii, atât în școli, cât și în zonele din orașele lor, acolo unde să fie cât mai vizibil. Cum a fost în Ploiești, în acest parc minunat? Știu că m-au impresionat și pe mine imaginile acelea. În Iași, de asemenea, am văzut cum erau peste 500 de copii care jucau șah în aer liber. Este o imagine care îți rămâne în memorie. Foarte, foarte mulți copii, unii care deja fac șah, alții chiar la categorii de șahiști nelegitimați, da, începători, care încă nu sunt la un club de șah. Îmi aduc aminte cu plăcere faptul că drumul meu în șahul de performanță a început de asemenea într-un concurs în aer liber. Poate și de asta mi-a plăcut atât de mult. Minunat. Așa l-am cunoscut pe domnul Țurlea. Minunat, Bianca, și pentru că urmează să înceapă în curând un nou an școlar, ce le-ai recomanda părinților care încă sunt în dubii dacă șahul le-ar folosi copiilor în anul întâi de școală, al clasa a doua, sau, din contră, iar încurca, ar trebui să lipsească de la ore? Ce le-ai recomanda? Un lucru pe care pot să-l spun părinților e că mama nu cred că a simțit vreodată mândrie mai mare decât atunci când mergeam la școală, atât colegii cât și profesorii îmi spuneau șahista și mă întrebau cum de mă descurc atât de bine la matematică și de obicei la științele reale, iar eu le ziceam, păi am făcut șah. Așa gimnastica minții. Da, gimnastica minții. Așa că un sfat pe care eu l-aș putea da părinților ar fi să lase copiii măcar să experimenteze șahul, pentru că este un sport care te dezvoltă, așa cum ai spus și tu, pe plan psihic, și eu consider că am avut mult mai multe de câștigat din partea șahului, atât în turnee, cât și în experiența de viață, cât și pentru faptul că mama m-a lăsat să plec singură în turnee. Și dacă ar fi să le dau un sfat copiilor, ar fi acela ca, cu toate că nu vor să facă șah de performanță, să știe să mute piesele, pentru că este cu adevărat interesant să vezi cum 64 de pătrățele pot să-ți aducă atât de multe mutări. Mulțumesc foarte mult, Bianca, pentru aceste gânduri minunate. Rămâi, te rog, alături de noi să ne și arăți o lecție la tabla de șah. Până atunci, doamnelor și domnilor, urmează cugetarea regetei. Dacă doriți să vă creșteți rata de succes, dublați rata de eșec.